Pe Astra o așteaptă un final de campionat de foc. Derby după derby, giurgiuvenii trebuie să țină piept asaltului și să se mențină pe locurile care duc în Europa League. Singurele meciuri accesibile din ultimele 8 etape, Astra le are cu Gazmetan, Ceahlăul și Oțelul Galați. Suntem obligați să prindem un loc de cupă europeană. Din păcate, este foarte greu să ne ajungem să ajungem pe locul 2, fiindcă ASEA Târgu Mureș e echipă care, pot să spun, e într-o formă foarte bună. Dar visul tuturor din Giurgiu și visul patronului este să jucăm cupe europene. Asta este obligatoriu să obține. Totuși, după ce Craiova a primit interdicție de a juca în Europa League, șansele Astrei au crescut considerabil. Astra e o echipă cu experiență. Anul ăsta am avut și meciuri în Europa League și nu cred că ar trebui să fim speriați de viitor acum. Chiar dacă Astra va repeta isprava de anul trecut, conducerea echipei va aborda o tactică economică pentru viitor, anunță Florescu. Din ce au vorbit cei din conducere cu noi, echipa de acum înainte se pare că va trebui să se autofinanțeze și tocmai din motivul ăsta o clasare cât mai bună a noastră va fi benefică pentru club. Pentru a se autosusține, Astra va trebui să renunțe la jucătorii cu salariile mari, însă astfel și performanțele vor scădea. Depinde ce planuri au cei din conducere. Dacă de sezonul viitor vor hotărâ că salariile jucătorilor vor trebui să fie mult mai mici și vor aduce jucători care să accepte salarii mai mici, probabil că o să reușească să se autofinanțeze. Dar nu știu în ce măsură o să reușească și performanțele care le-au reușit până acum. O mare parte din jucători au contractele scadente în vară, însă până acum nu li s-a propus prelungirea înțelegerilor. Sunt mulți jucători care își termină contractele în vară și, din câte știu eu, deocamdată nu s-a vorbit cu ei. Așa că cel puțin acești jucători cred că nu o să mai facă parte din lotul Astrei de sezonul viitor.